Ziua. Ce faceți? Bine? Dragi reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației. Mulțumesc și foarte mult Oxanei pentru o invitație pe care urmează să o onorez în perspectivă, dar și tuturor reprezentanților mass media. Aș vrea ca să vin cu mai multe clarificări vis-a-vis de unele aspecte în ce mă privește pe mine, dar și vis-a-vis de politica externă actuală, dar și promotorii acestei politici externe. Mă refer la realizări, eșecuri, decepții și alte momente pe care le veți vedea în curând. De asemenea, v-aș ruga, în cazul în care aveți careva întrebări, după ce prezint textul meu, atunci cu multă plăcere vă voi răspunde. Stimați cetățeni, distinși alegători ai circunscripției uninominale numărul 26 Chișinău, cu sectoarele Buiucan, Centru, Telecentru, dragi reprezentanți ai mass media, am decis astăzi să organizez această conferință de presă din mai multe considerente, toate deopotrivă fiind importante și manifestându-se de o manieră pregnantă în ultimele zile și săptămâni, iar unele dintre acestea chiar și pe parcursul celor 100 de zile de guvernare, având o majoritate tehnică parlamentare dintre blocul acum și PSRM. Pentru a conferi mai multă substanță și responsabilitate aspectelor pe care le voi menționa în continuare, am decis să compartimentez declarațiile mele astfel ca fiecare domeniu elucidat să fie structurat și argumentat. Așadar, punctul 1. Sunt aici, în fața dumneavoastră, în primul rând, în calitate de deputat. Nu voi vorbi în fața domniilor voastre cu mandat de la platforma DA din care fac parte sau cea de președinte al Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, ci în nume personal. Anume din această calitate doresc să vă vorbesc deoarece nu sunt membru de partid nici al platformei DA și nici al Partidului Acțiune și Solidaritate. Recunosc că în campania electorală din februarie anul curent am fost susținut de către blocul electoral acum și de echipa de la platforma DA, precum și eu, la rândul meu, am susținut și asistat blocul acum în măsura în care am știut să o fac mai bine. Așadar, a fost un efort comun, aș zice chiar fericit, care a culminat benefic cu obținerea mandatului pe dificila circunscripție uninominală numărul 26 Chișinău. Am făcut intenționat aceste specificări pentru a aduce clarificările de rigoare în eventualitatea în care unii cetățeni, inclusiv unele ediții periodice, îmi atribuie o apartenență partinică la una din cele două componente politice ale blocului acum. Respect ambele partide constituante ale blocului, dar nu mă identific partinic niciuna din ele. Deopotrivă, nu vin nici din rândurile societății civile, deoarece nu am venit în bloc din vreun ONG, think tank, vreo fundație sau asociație profesională. Mai degrabă m-aș identifica ca persoană care a activat peste 10 ani de zile în mass media și peste 20 de ani în diplomație și pretinde că are și o anume
experiență în aceste domenii. Iertat însă-mi fie lipsa de modestie, dar aș pretinde că fac parte mai degrabă din Partidul Profesioniștilor. 2. Am apreciat și apreciez foarte mult spiritul democratic și deschis care domină în cadrul fracțiunii DA și a blocului acum. Nu ar fi corect și nici onest din partea mea să nu menționez aceste momente importante care definesc activitatea fracțiunii DA, dar și a blocului acum în întregime. De asemenea, am convenit chiar de la prima întâlnire cu liderii blocului acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, că nu mă voi implica în activitatea celor două partide pe care ei le reprezintă, în schimb, vom colabora împreună în baza obiectivelor comune ale blocului și ale mele, lucru pe care îl urmez și în prezent. În egală măsură respect colegii și opiniile lor atât din fracțiunea DA, cât și cea a PAS-ului. În multe privințe, abordările și opiniile noastre au coincis în tocmai, iar în unele cazuri am avut și tangențe comune. De asemenea, recunosc că au fost aspecte și domenii pe care nu ne-am intersectat, ca interese sau ca și abordări, iar în unele cazuri au existat diferențe majore și chiar incompatibilități. Ești firesc, deoarece venim cu diferite pregătiri profesionale, experiență de viață, dar și capacitatea de a persevera și a fi consecvenți atunci când în joc sunt puse interesele noastre naționale. În context, m-aș referi și la faptul că nu am fost de acord cu colegii mei din bloc să o votez pe doamna Greceanu-i la funcția de speaker. Nu l-am votat pe reprezentantul președinției Flocea la funcția de director general al CNA. Am semnat înțelegerea politic temporară pentru susținerea guvernului pro-european, cu excepția trecerii Ministerului Apărării la socialiști și a SIS-ului în subordonarea lui Igor Dodon, și n-am votat în Parlament niciun document pentru aceste structuri extrem de importante. Chiar dacă gesturile mele nu au fost pe placul multor colegi din bloc, am demonstrat cu toții capacitatea noastră de a respecta diversitatea de opinii și de opțiuni, inclusiv când e vorba de votul în plenul Parlamentului sau în cadrul comisiilor de specialitate. Împreună cu colegii am votat toate legile care au condus la debarcarea de la putere a regimului oligarhic al lui Plahotniuc, am votat toate legile care au contribuit la deconspirarea complicilor, dar și beneficiarilor furtului miliardului, a privatizărilor ilegale și a ridicării imunității parlamentare a deputaților suspectați de acte de corupție și multe alte legi. Am fost coautor la majoritatea inițiativelor legislative cu referire la cazurile evocate mai sus. În acest sens a existat și există o compatibilitate perfectă cu toți membrii blocului acum. Vă asigur că de același lucru îl voi face și de acum încolo, indiferent care va fi calitatea mea ulterioară. 3. Nu m-am implicat în activitatea blocului acum, dar și a fracțiunii DA, pe domenii pe care nu le cunosc sau care îmi sunt mai puțin cunoscute. Am apreciat mult experiența și expertiza colegilor noștri din bloc pe un domeniu sau altul. Nu am dat cu părerea când a fost vorba de Ministerul Sănătății, Agriculturii, Finanțelor sau Economiei. Într-un cuvânt, m-am străduit să mă pronunț pe domenii pe care pretind că le cunosc, în virtutea experienței, dar și a activității mele anterioare. Și în context mă refer, în primul rând, la activitatea diplomatică, la Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul căruia am activat peste 20 de ani. De asemenea, în virtutea atribuțiilor de serviciu, am fost și sunt suficient de familiarizat
cu specificul activității Ministerului Apărării, precum și altor structuri guvernamentale cu responsabilități în domeniul securității și apărării statului. Acestea au fost domeniile în care am încercat să vin cu experiența, expertiza, dar și cu recomandările și sugestiile de rigoare când au fost puse în discuție aceste aspecte la formarea guvernului sau instituțiilor specializate și care au fost evocate mai sus. 4. Aș dori să stărui în continuare vis-a-vis de activitatea diplomatică și politica externă promovată de actuala guvernare, cu atât mai mult cu cât în fruntea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene este o persoană susținută de blocul acum, Nicu Popescu, pe care eu, împreună cu alți 25 de colegi, am votat-o. De unde aș avea și dreptul moral, nemai vorbind de controlul parlamentar obligatoriu prevăzut de legislație, de a monitoriza îndeaproape activitatea diplomatică sub toate aspectele ei. Aș vrea să vin cu o clarificare foarte importantă în context, deoarece aceasta a apărut în spațiu public de mai multe ori, în special de la regretul unora din cetățenii noștri, inclusiv a votanților mei, de ce nu am fost eu desemnat ministru de externe, până la faptul că actualmente aș pretinde la această funcție. Vă asigur cu toată responsabilitatea că ambele cazuri nu și-au niciun suport serios, deoarece nimeni din liderii blocului acum nu mi-a propus această funcție și nici eu, la rândul meu, sub nici o formă nu aș fi acceptat-o și nu pretind la această funcție în prezent sau în viitorul apropiat. Să fie foarte clar, și lucrul acesta l-am spus în cadrul ședințelor blocului acum nu o singură dată, că nu am avut și nu am niciun interes de a prelua șefia Ministerului de Externe atâta timp cât suntem împreună la guvernare cu socialiștii, dar mai ales că ar fi trebuit să fiu votat de către PSRM. Exact din același motiv am refuzat să conduc și delegația noastră la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE-ul, care de altfel zilele acestea are loc la Strasburg. E o chestiune principală și de corectitudine morală, dar și ideologică pentru mine. 5. Despre semnarea noului acord cu socialiștii. Nu am fost și nu sunt adeptul semnării unor noi documente de guvernare comună cu socialiștii, deoarece înțelegerea politică temporară semnată de blocul acum și PSRM n-a fost implementată în totalitate. Am rămas restanțieri la compartimentul reformii cardinale a justiției și a elucidării evenimentelor tragice din 7 aprilie 2009, care, după mine, sunt cele mai importante pentru schimbarea la față în bine a situației generale din Republica Moldova. Am fost și rămân reticent față de noul acord, deoarece era previzibil din start că acesta nu va fi respectat anume de Igor Dodon, lucru care s-a întâmplat la doar câteva zile după semnarea lui. Cel mai concludent argument este prestația lamentabilă și antinațională a lui Dodon la ONU. Vă mărturisesc un detaliu interesant vis-a-vis de acest acord. Unul din colegii mei foarte apropiați din fracțiune s-a apropiat de mine și foarte bucuros mi-a prezentat textul acestui acord și în special compartimentul vis-a-vis de politica externă. I-am mulțumit foarte mult, dar l-am sfătuit și i-am sugerat să nu se grăbească, deoarece la sigur că acest acord nu va fi respectat, iar primul care îl va încălca va fi anume președintele Dodon. Lucru de altfel care și s-a întâmplat. 6.
despre Dodon și implicarea lui în politica externă. Ziceam că am compartimentat ca să fie mai clar în primul rând și pentru mine, dar și pentru dumneavoastră și pentru cetățenii noștri care eventual mă urmăresc sau urmăresc activitatea mea parlamentară. 6, ziceam. Despre Dodon și implicarea lui în politica externă. După ce și-a consolidat autoritar și chiar în mod brutal puterea în toate domeniile, după ce intervine neconstituțional în agenda Parlamentului, Guvernului sau a Justiției, Igor Dodon a devenit în prezent vedeta number one a politicii externe moldovenești și nu fără concursul direct sau tacit al blocului acum. Deși are prerogative limitate în domeniul politicii externe, Dodon a reușit în ultimele 3 luni de zile să monopolizeze unilateral și total agenda politicii noastre externe. Sunt sigur că ați văzut și dumneavoastră cum Dodon stabilește premierului sau ministrului de externe în care țări trebuie să meargă, care subiecte să discute, cum trebuie să comporte instituțiile statului cu responsabilități în domeniul politicii externe. Și toate acestea se produc paradoxal într-o republică parlamentară în care șeful statului are o responsabilitate marginală, mai mult protocolară în domeniul politicii externe. A vorbit prea mult despre Dodon și implicarea lui anticonstituțională în politica noastră externă înseamnă a-i face o mare favoare și de aceea nu mai vreau să enumăr multiplele lui acțiuni ilegale pe care acesta le-a făcut în domeniul politicii externe. S-a cam uitat de mecanismul suspendării. Poate ar fi cazul să-i amintim. Culmea compromiterii politicii noastre externe o constituie prezența acestuia la NATO și la ONU și promovarea intereselor altui stat decât al nostru. Ca să fiu foarte succint, Dodon este un președinte profund antinațional. În domeniul politicii externe, acesta reprezintă și promovează exclusiv interesele Federației Ruse și nu interesele noastre naționale. E regretabil că s-a ajuns la această situație dramatică, nu și fără contribuția guvernului, dar și a ministrului de externe în mod special. 7. Despre Maia Sandu și politica externe. După mine, doamna Maia Sandu face o treabă bună în domeniile ce vizează activitatea guvernului. Este consecventă, perseverentă, cu multă verticalitate și foarte decisă în atingerea obiectivelor propuse. Am apreciat de asemenea prestația doamnei Sandu și în domeniul politicii externe și mă refer la vizitele dumnei ei la Bruxelles și în America. Dar în context vreau să spun că este o mare greșeală ca politica noastră externă să fie asociată exclusiv cu o persoană și alta. Am mai avut-o și anterior. Foști prim-ministri și cunoaștem foarte bine. Salvarea noastră nu sunt doar personalitățile, ci prezența și manifestarea constantă a unei politici externe consecvente, coerente și previzibile. Altfel, revenim la vechea deprindere de a ne face eroi și a-i considera că ei sunt unicii salvatori ai națiunii. Trebuie neapărat să ne debarasăm de aceste abordări și mentalități. Trebuie să recunoaștem că în continuare beneficiem de un tratament special urmare evenimentelor care s-au produs după 7 iunie 2019, după debarcarea regimului lui Plahotniuc și nici de cum nu este rezultatul unui politice externe consecvente și previzibile. Partenerii noștri externi ne-au acordat un credit mare de încredere pe care urmează să-l justificăm dacă suntem în stare. În contrast cu unele performanțe în politica externă, sunt multe eșecuri care au compromis prezența unei politici externe ce s-ar deosebi de guvernările anterioare.
Decizia doamnei Sandu de a-i permite lui Dodon să meargă la ONU a fost, după mine, o mare eroare politică și diplomatică sub pretextul că agenda personală nu-i permite să meargă dumneaei. Rezultatul, după cum vedeți, nu s-a lăsat prea mult așteptat. Mă veți întreba care a fost contribuția mea personală la schimbarea situației în domeniul politicii externe? Cu regret, dar nu mi s-a solicitat niciodată vreun sfat, vreo sugestie sau vreo propunere pe acest domeniu, chiar dacă în cadrul blocului am abordat aceste subiecte atât cu doamna Sandu, cu domnul Năstase, cât și cu mulți alți colegi. De asemenea, am rămas profund decepționat că nici în cazul desemnării ambasadorilor, dar și al secretarilor de stat la externe, nu mi s-a solicitat vreo opinie sau eventual vreo sugestie, cel puțin în calitate de diplomat cu peste 20 de ani de experiență diplomatică sau în calitate de președinte al Comisiei de Specialitate în domeniul politicii externe și integrării europene, chiar dacă la aceste momente importante m-am referit de nenumărate ori în cadrul ședințelor blocului acum. Doar am promis alegătorilor noștri că vom promova o altfel de politică externă, diferită de cea care a fost până acum. 8. Despre Nicu Popescu. Voi fi mai succint în cazul acestei persoane. După lamentabilele declarații despre războiul civil din 1992, adică a războiului ruso-moldav, precum și a elementelor definitorii ale identității noastre naționale, sau lipsa unei reacții prompte, chiar în cadrul aceleiași conferințe de presă, vis-a-vis de declarațiile ofensatoare ale ministrului rus de externe Lavrov, precum că în Republica Moldova limba rusă și mass media de expresă rusă sunt discriminate în mod constant, trădează, dacă vreți, calitățile adevărate de diplomat ale lui Nicu Popescu. Nu-i exclus că în spatele acestor declarații și acestui mod de gândire se află niște sfătuitori care promovează alte interese decât cele naționale, reprezentanți ai așa zisei națiuni civice moldovenești, care de asemenea s-au cuibărit și pe la guvern și pe la parlament. De asemenea, există mai multe similitudini între declarațiile lui Popescu și cele ale lui Igor Dodon decât cu cele ale blocului acum. Nu întâmplător, Igor Dodon a reacționat cu atâta bucurie la declarația, aș zice, irresponsabilă privind așa numitul război civil din Transnistria, care l-a evocat șeful actual de la externe. După mine, diplomația moldovenească are nevoie de verticalitate, consecvență, coerență și previzibilitate și nu de declarații răsuflate din cadrul diverselor ședințe ONG-iste sau think tank-uri, fie acestea chiar și europene. Diplomația practică și concretă, una eficientă și combativă, bazată exclusiv pe promovarea intereselor cu adevărat naționale, contează pentru Republica Moldova. Iar pentru promovarea acesteia avem nevoie de persoane cu verticalitate și nu dilitantism sau incompetență managerială. Trebuie să recunosc că am avut 3 întrevederi tet-a-tet cu Nicu Popescu pe cele mai importante aspecte evocate mai sus. Dar mecanismul instituțional firesc al colaborării între instituția executivă și cea legislativă nu a funcționat, nefiind acceptat de către șeful externelor, care a preferat să conserveze o stare deplorabilă pe care a moștenit-o de la precedenta guvernare, fără a procede la reforme de substanță. Ba din contră, acesta a promovat secretari de stat și ambasadori, inclusiv ambasadori cu misiuni speciale, care în mod deschis
au susținut și au elogiat regimul lui Plahotniuc, în timp ce la externe se făceau multiple ilegalități. Nici unul dintre aceștia nu a avut elementarul curaj, elementarea corectitudine profesională și deontologică să se opună serializării Ministerului de Externe. Iar astăzi, tocmai aceștia sunt promovați în funcții înalte și responsabile. 9. Despre mine și acțiunile mele ulterioare. Ca persoană care are o pregătire diplomatică și activitate practică de peste 2 decenii, mi-am dorit și îmi doresc în continuare să mă implic din postura de deputat, dar și de președinte al Comisiei de Specialitate pentru Politică Externă și Integrare Europeană în toate procesele ce vizează politica externă, dar și activitatea Ministerului Afacerilor Externe. Recunosc cu responsabilitate că aceste doleanțe firești și legale ale mele din ambele posturi nu și-au găsit o materializare logică și firească în virtutea momentelor evocate mai sus. Nu mai sunt la o vârstă la care aș avea frustrări personale, profesionale, ci mai degrabă am și eu, ca și foarte mulți cetățeni de-ai noștri, multe nedumeriri și multe decepții. Am crezut în sinceritatea promisiunilor electorale ale blocului acum și până în prezent promovez obiectivele în domeniul politicii externe stabilite de acesta. Reiterez fermea mea convingere că putem avea o politică externă de succes care e bazată pe promovarea intereselor naționale dacă vom manifesta constant și nu episodic multă perseverență, coerență, verticalitate, dar și previziune politică deopotrivă cu persoane credibile și cu experiență adecvată care să o promoveze. Altfel, vom conserva o politică externă care nu se deosebește cu nimic de guvernările anterioare, chiar de la 91 încoace, inclusiv conservarea faimoasei și păguboasei teze a unei politici externe echilibrate, promovate de Igor Dodon, ceea ce în fapt înseamnă să acceptăm realitățile așa cum sunt ele și să nu îndrăznim cumva să ne ridicăm în picioare. Prea mult în domeniul politicii externe a mers cu capul aplecat și cu frica, nu cumva să-l supărăm pe partenerul nostru strategic de la Moscova. De aceea și astăzi avem o țară divizată teritorial, divizată ideologic și etnic, urmare războiului hibrid declanșat și implementat plenar de aceeași capitală, prin intermediul unui actor politic total aserviți și dependenți regimului politic de la Kremlin. În ce mă privește, nu am acceptat nici în trecut, nu accept nici în prezent, dar nici în viitor nu va accepta această condiție și abordare periculoasă și detrimentară intereselor noastre naționale și europene, indiferent cine va fi șeful executivului, ministrul de externe sau șeful statului. În încheiere, îmi exprim speranța că împreună cu fracțiunea DA și cu blocul acum să continuăm colaborarea pe care am avut-o până în prezent. În cazul în care politica noastră externă va avea același traseu și cu aceiași actori care au compromis-o în ultimele 3 luni de zile, nu exclud că drumurile noastre diplomatice vor fi diferite. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și în cazul în care aveți întrebări, cu multă plăcere vă răspund. Cer scuze, poate a fost textul prea extins, dar s-au adunat prea multe momente care după mine urmau a fi elucidate, deoarece am observat și eu că atât presa, cât și foarte mulți cetățeni și în special alegătorii mei și foarte mulți pe rețele de socializare mi-au pus aceste întrebări. De la susținere până la
combatere sau la decepție foarte mare. Le accept pe toate, le-am acceptat, dar nu accept atunci când sunt lovit pe nedrept. De aceea am venit cu poate multe detalii care trebuiau a fi spuse. Vă mulțumesc. Vă rog. Vreau să vă întreb cât de posibilă este plecarea dumneavoastră din fracțiunea PPDA, pentru că domnul Octavian Țicu recent a declarat că sunt destul deja deputați care pot părăsi fracțiunea și PPDA și PAS și să formeze o nouă, a treie fracțiune în cadrul blocului acum. Cât de posibilă este plecarea dumneavoastră? Trebuie să recunosc, scopul meu nu este de a diviza blocul acum sau fracțiunea. Nu acesta a fost scopul meu când am venit în blocul acum și ulterior în fracțiunea, da. Dar în virtutea momentelor și evenimentelor pe care le-am evocat, și în special vis-a-vis de politica externă și de promotorii ei, iau un calcul, recunosc, și reflectez în continuare posibilitatea de a avea altă opțiune decât cea curentă. Dacă domnul Țicu a reușit să găsească între timp 5 parlamentari, mă rog, îi admir calitățile organizatorice. Voi proceda în consecință și în special după 20 octombrie. Și înțelegem că și domnul Carp, Lilian Carp, tot este destul de critic vis-a-vis de multe decizii. Cine ar mai putea pleca din fracțiunile? Cu cine ați discutat? Bine, n-aș zice că și domnul Carp și domnul Țicu, sau în ce mă privește și pe mine, suntem destul sau suficient de critici. Nu e un titlu de glorie. Vă rog, credeți-mă, noi, în viziunea noastră, sau în viziunea mea, că vorbesc pentru mine, multe lucruri nu că nu sunt clare, nu le accept. Nu de aceea am aderat la bloc și am venit în Parlament. Ca persoană care a luptat deopotrivă cu colegii. Iar când se produc lucruri stranii de tot, ca să zic așa, melodios, inclusiv în domeniul politic extern, nu pot fi indiferent. Ceilalți colegi au procedat cum au considerat ei că e mai corect. Și vreau să spun, atât în cazul domnului Țicu, cât și al lui Lilian Carp, împărtășesc majoritatea absolută a celor menționate de către ei. N-aș zice că am complotat sau complotăm împotriva blocului, împotriva fracțiunilor. Suntem nemulțumiți și încercăm să punem umărul. Și eu am încercat și v-am specificat în text, în prezentarea mea, că am încercat să dau cu părerea și pe un caz și pe o situație. Din păcate, nu sunt băgată în seamă. Deci, cel puțin mai sunt deputați care tot sunt destul de receptivi, adică, poate, nu știu, ar putea să discute. V-aș sugera să-l întrebați pe domnul Țicu. El, dacă i-a identificat, înseamnă că ar putea fi. V-am spus, nu acesta este scopul de a dizbina blocul acum. Ce va fi, urmează să vedem. V-am spus că sunt în proces de reflecție și după 20 octombrie, știți foarte bine, ar putea să iau o decizie finală. De altfel, am făcut-o deschis, am informat colegial colegii și pe șeful fracțiunii, domnul Slusar. Am avut chiar 4 sau 5 discuții la acest subiect și am recunoscut Alexandru, uite care sunt decepțiile mele și s-ar putea să am o altă decizie. Mi s-a părut foarte înțelegător și corect, domnul Slusar, vis-a-vis de abordarea mea. Pentru că ați invocat astăzi mai multe motive, adică critici în adresa domnului Nicu Popescu, ministrul de externe, cum considerați, ar fi posibilă o moțiune simplă sau adică o inițiativă de demitere acestuia? Este deja, sunt suficiente motive de a-l demite? Eu cred că nu e cazul să ajungă la o moțiune simplă, e cazul ca el să tragă concluziile de rigoare după eșecurile lamentabile și regretabile pe care s-au produs. Și am făcut referire și la definiția războiului civil și la altele. Să știți că am rămas surprins de faptul că la Moscova, în cadrul conferinței, când Lavrov a spus că limba rusă și mass media de rusă este obstrucționată sau discriminată, n-am înțeles de ce n-a intervenit domnul ministru.
Păi e firesc. A trebuit să treacă două zile să ajungă la Chișinău și după aia să dea o replică. E argumentul cel mai concludent. Nu e vorba de a fi în vogă, dar îți promovezi interesele tale naționale, ale statului tău. Iată care este corect. Și atunci ce ești apreciat? Ziceam, nu cu capul a plecat, se merge indiferent la est sau la vest. Se merge cu demnitate, cu verticalitate și atunci obții încrederea partenerilor tăi. Altfel nu avem șanse. Sper că el a tras concluziile de rigoare și va acționa în consecință. Și încă o întrebare, vă rog, am auzit că dumneavoastră ați folosit această, nu știu, expresie suspendare sau cuvântul suspendare în adresa domnului Dodon, adică trebuie să reamintim despre această suspendare. Cum considerați, în ce circunstanțe ar putea fi revenirea la această suspendare? Și dacă consider că sunt suficiente circunstanțe. Dar asta înseamnă că trebuie să fie adresare la Curtea Constituțională? Bine, astea sunt detalii tehnice. A fost mai mult un mesaj politic la adresa lui Igor Dodon. Fiindcă a monopolizat și a atribuit prerogative care nu-i aparțin. Sunt adeptul conlucrării eficiente, instituționale, între instituția prezidențială, cea parlamentară și cea guvernamentală, dar în măsura în care respectăm cadrul legal. V-am spus, pentru mine a fost extrem de ofensator ca prima persoană care a anunțat despre data, ziua alegerilor locale a fost Igor Dodon. De parcă Parlamentul nu are atribuția. Păi stați, domnilor, ce înseamnă, am luat doar un caz, ele sunt, din păcate, cu miile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Am schimbat o persoană anterioară cu una nouă, este un pericol și am menționat public, nu o singură dată, s-a ajuns până la liniile roșii. Am menționat în multiplele mele interviuri aici, cât și peste hotare, că mai departe nu se poate merge. Fiecare, la locul lui, își are cadrul legal să activeze. Atunci reușim să facem lucruri bune. Altfel, să ne domine o persoană sau o instituție, nu vom, cel puțin eu nu voi permite lucrul acesta. Conlucrăm instituțional, corect și legal. Elena Părgaru, te vire, domnule Reniță, spuneți că ați putea lua o decizie finală după 20 octombrie. Ce trebuie să se întâmple la aceste alegeri locale ca să luați o decizie definitivă? Adică vă așteptați la o conlucrare între blocul acum și PSRM? Să-i mai permitem lui Dodon să mai meargă o dată la ONU, să nu fie... Uitați-vă un detaliu, oarecum ne-a scăpat. A reacționat Ministerul de Externe, dar oricum să știți că lucrurile au trecut repede. Un oarecare cetățean al Federației Rusie, Manakov, care se prezintă că e reprezentantul Transnistriei, are misiune diplomatică la Moscova, merge la Geneva, merge la ONU, la Geneva, la New York, insistă pe recunoașterea internațională a Transnistriei, dar, dumne, lucrul ăsta se întâmplă de 2-3 ani de zile. Oare aceasta este o politică externă, eficientă, coerentă? Era suficient ca ministrul de externe actual să-l convoace pe excelența sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, și să-i stabilească foarte clar. Altfel, sunt și alte procedee diplomatice, dacă nu e. Vedeți, lucrul ăsta n-a urmat. S-a făcut o declarație, da, condamnăm cu indignare, ne indignăm atât de mult că ăsta, peste 2-3 zile, va merge iar. Dacă a fost acum la New York, data viitoare, într-o săptămână, îl vedem la Geneva. Și din nou iarăși la New York. Adică, ce înseamnă lucrul ăsta? Asta și vorbeam. O politică externă cu verticalitate, cu demnitate. Convocat ambasadorul sau, frumușel, de mai invitat ambasadorul lui Dodon la Moscova. Când vine greu să spun că ambasadorul Republicii Moldova negruță, sau negruță, pardon, îmi scapă exact numele, nu este ambasadorul Republicii Moldova, ci este al lui Dodon, care l-a adus pe Șoigu aici, fără a informa guvernul. Aștept în continuare ca și doamna prim-ministru Sandu și ministrul de externe să-l recheme și să-i ceară explicații. Vedeți? Avem posibilități legale, diplomatice, curente de a ne face văzuți, de a ne face respectați și de a ne face credibil în plan regional și internațional.
Ziceam, o să umblăm cu capul a plecat, o să avem ceea ce avem. Da, tot și o direcțiune centrală. Domnule Reniță, ne dăm tot seama că până la alegerile locale au rămas, bine, 19 zile, prea mari schimbări în coaliție nu vor fi, tot și unde vă vedeți mai departe? Cu șterul din stânga, ca independent? Doamnă, cu sigur în Parlamentul Republicii Moldova. Da, nu plec din Parlament până nu vor decide alegătorii mei, fiindcă vin de pe o circunscripție uninominală. Vor decide alegătorii mei că nu-i reprezint corect și cu demnitate să acționeze în consecință. Ziceam, nu sunt membru de partid și nu trebuie să dau socoteală unui lider sau altul de partid, ci doar alegătorilor mei și conștiinței mele de deputat. Veți lua o decizie după ce vă veți consulta cu alegătorii mei? Categoric. Și sunt sigur că va fi cea mai bună decizie. Dacă mai sunt careva întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult și vă doresc tuturor să vă mândriți cu o politică externă moldovenească, una eficientă, efectivă, pe plan regional, european, dar și internațional. O zi bună să aveți în continuare cu toții!